Bine v-am regăsit! Este greu să pierzi, dar mult mai rău este să nu fi încercat niciodată să reușești. Cu acest motto de la Theodore Roosevelt începem o nouă zi la Exprim TV și vă invităm să trecem în revistă principalele subiecte din asigurări. La 3 zile de la demararea campaniei Ce faci în caz de accident, mai bine de 1 milion de șoferi din întreaga țară au primit broșura informativă gratuită. Din ea pot afla care este rolul poliției RCA, care este procedura de urmat în caz de accident și ce au de făcut dacă sunt implicați într-un accident produs în străinătate. Campania Ce faci în caz de accident este derulată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și Asociația pentru Promovarea Asigurărilor, cu susținerea Radio Europa FM și cu sprijinul întregii industrii de asigurări. Ran Gambir, directorul general al Allianz Siriac Asigurări, companie parteneră a campaniei, a declarat: astfel de campanii de informare sunt esențiale pentru a îmbunătăți gradul de conștientizare a importanței asigurărilor în rândul populației și pentru a sprijini astfel dezvoltarea în continuare a unei culturi de asigurare în România și a unei piețe de asigurări sănătoase și solide pentru viitor. Campania continuă până la sfârșitul săptămânii, atât în București cât și în celelalte orașe ale țării. Nova Group România confirmă preluarea pachetului de acțiuni de la Unica Group Austria conform anunțului realizat anul trecut. Unica Group Austria a ieșit din acționariatul companiei Astra Asigurări prin vânzarea pachetului minoritar de 27% din acțiunile firmei către acționarul majoritar al companiei Astra Asigurări. Consiliul de supraveghere al companiei de asigurări Ardaf, membra a grupului Generali PPF, l-a numit în funcția de membru al directoratului pe Petru Daniel Barabanț. Numirea a venit în urma demisiei Evei Stefanicova. Membrii directoratului Ardaf sunt acum Stanislav Uma, președinte al directoratului și director general al Ardaf, Adina Băcioiu, director general adjunct al companiei și Petru Daniel Barabanț. Astăzi de la 11:30 puteți urmări în direct pe Exprim TV o ediție specială a emisiunii Ora de Risc, dedicată campaniei Ce faci în caz de accident. Invitații ediției de astăzi vor discuta despre nevoia de educare a publicului din România în privința asigurărilor auto și despre informațiile pe care le oferă ghidul tău de asigurări auto distribuit în cadrul campaniei. Companiile britanice de asigurări trebuie să fie pregătite pentru noul regim de solvabilitate și pentru noile reguli de capital ale Uniunii Europene, care au ca termen limită de implementare ianuarie 2013, chiar dacă Uniunea Europeană a semnalat anumite întârzieri. În pofida programului strâns pentru pregătirea complexului set de reguli aferent directivei Solvency II, Autoritatea de Servicii Financiare din Marea Britanie a declarat că va continua în forță toate demersurile de racordare la noile prevederi. Amy Winehouse a fost huiduită pe scenă după ce, în primul concert al turneului său european, care a început la Belgrad, cântăreața nu a fost capabilă să își amintească versurile propriilor cântece. Mass media din Serbia a numit concertul un scandal și l-au etichetat ca fiind cel mai dezastruos concert din istoria Belgradului. În consecință, cele două concerte, care urmau a fi susținute de către artistă în Istanbul și Atena, au fost anulate, fiind urmate de alte 12 anulări, inclusiv a concertului din România. Neil Warnock, director executiv al agenției de booking The Agency Group, susține că Amy Winehouse și promotorii turneului ar avea dreptul la despăgubiri de la asiguratori în cazul anulării de orice fel. Condițiile asigurării depind totuși de informațiile oferite companiei de asigurări înainte de începerea turneului. Ați urmărit știrile zilei la Exprim TV. Noi vă mulțumim pentru atenție. Vă dorim în continuare o zi bună și vă așteptăm din nou mâine cu cele mai importante subiecte ale zilei.